Zamfirescu Racoții and Partners s-a transformat recent în Zamfirescu Racoții Vasile and Partners. În ce cheie poate fi citită această transformare? Reprezintă, așa tehnic, o schimbare de denumire și nimic mai mult. N-a fost nici măcar o campanie de rebranding, pentru că nu asta a fost ideea. Deci n-am gândit-o într-o notă de marketing, ci o schimbare de denumire. Acum, schimbarea de denumire este importantă pentru firmă, pentru politica noastră și pentru prioritățile noastre. Pentru că, revenind la denumire, noi avem o puternică practică de litigii și de arbitraj, cum toată lumea cunoaște, iar singurul name partner din firma noastră, din această practică, era Călin Zamfirescu, pe care toată lumea îl cunoaște, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Față de modul în care am crescut, față de extinderea specializărilor, am socotit că era necesar ca să existe și un al doilea nume, inevitabil trebuia să fie unul mai tânăr, iar spre onoarea mea, spre cinstea mea, partenerii au considerat că acel nume trebuie să fie al meu. Dincolo de această schimbare de denumire, politica de personal, să spunem, sau politica de parteneri, într-un sens mai restrâns, este una dintre principalele noastre priorități, iar această schimbare de denumire și cooptarea unui nou nume în numele firmei arată și deschiderea și importanța pe care noi o acordăm avocaților în general, partenerilor noștri și modului în care depindem de evoluție la acest capitol. Deși de ceva vreme, 3, 4, 5 ani, nu mai există o creștere automată numeric a echipelor, la noi și la toată lumea din piață, trăim așa un soi de etapă a stabilizării și la capitolul dimensiune, există în mod inevitabil o anumită dinamică la nivelul echipelor, mai ales în cazul echipelor mari sau cu cât e echipa mai mare, cu atât sunt mai mari șansele să existe modificări, ceea ce face ca, într-adevăr, anual să existe campanii de recrutare. Asta este pe de-o parte. Pe de altă parte, ce căutăm noi și cât de dificil este să găsești oameni? Încep cu partea cea mai simplă. Pentru noi este relativ ușor să găsim oameni ori de câte ori căutăm, avocați, pentru echipa de litigii, vorbesc de echipa mea, nu în general, pentru un motiv pe care îl identific ca fiind notorietatea și percepția noastră în piață. Ori de câte ori avem un anunț de recrutare, sunt persoane interesate, fie că vorbim de stagiar, fie că vorbim de avocat cu experiență, mai mare sau mai mică. Un anunț de recrutare sau o campanie de recrutare întotdeauna, dar întotdeauna, are în spate o nevoie concretă și actuală la momentul respectiv. Nu există recrutare preventivă pentru viitor sau pentru ceva ce credem noi că se va întâmpla. Există recrutare pentru o nevoie pe care știm că o avem la momentul la care anunțul respectiv de recrutare este lansat și întotdeauna locul respectiv înseamnă o piesă dintr-un puzzle, este un loc într-o echipă al unui avocat stagiar, al unui avocat cu mai multă experiență, al unui avocat despre care știm că trebuie să gestioneze în prima zi când devine parte în echipa noastră anumite mandate, dreptul muncii, achiziții publice, insolvență, concurență, litigii civile în general, etc. Prin urmare, noi știm întotdeauna foarte bine ce vrem. Pe de altă parte, date fiind dimensiunile echipei, există o oarecare flexibilitate în sensul că norma sau nevoia pentru un avocat poate fi ajustată mutând proiecte în stânga sau în dreapta și permitându-ne nouă să fim flexibili în legătură cu candidatul pe care îl socotim eligibil. Și acum întrebarea ce căutăm. Există o nevoie generală, aceea a științei de carte, care trebuie să fie adecvată locului sau rolului respectiv în echipă, care are legătură cu experiența și cu tipul de proiecte care trebuie să fie gestionate. Și asta, din fericire, este o cerință pe care relativ ușor o putem rezolva. Spun relativ ușor pentru că, surprinzător sau nu, există
în continuare un număr mare de CV-uri pe care le primim și care din vari motive nu sunt eligibile pentru nevoile noastre. Pe de altă parte, există un număr semnificativ de candidați care sunt eligibili. Și acum partea cea mai grea este aceea a compatibilității ca stil de lucru, filozofie de viață profesională a celui pe care îl căutăm cu firma noastră. De ce e partea cea mai grea? Pentru că experiența arată că ăsta este criteriul cel mai greu de satisfăcut. Și acum, altă precizare ar fi, cu cât experiența celui pe care îl căutăm este mai mare, cu atât se dovedește practic mai dificil să găsești un om care să se încadreze din toate punctele de vedere, cultură profesională, formare, filozofie, mod de a exercita profesia și de a gestiona un anume mandat. Deci cu atât este mai dificil să găsești pe cineva care să se potrivească perfect filozofiei noastre. Explicația ar fi probabil că tipul de firmă, de avocatură și tipul de cultură internă similară sau compatibilă cu a noastră se regăsește la puține firme din piață și asta face ca de multe ori avocați care tehnic, dacă ar fi analizați exclusiv prin prisma ce știu să facă, nu s-ar găsi nimic care să le fie reproșat, în același timp nu se potrivesc pentru noi, pentru niște rațiuni care țin de modul în care au ajuns să perceapă avocatura și să-și exercite profesia. Și deci, verificarea tuturor acestor aspecte face ca în final să avem o listă scurtă cu cei pe care îi socotim apți să devină parte din echipa noastră. Există, să spun, trei categorii de argumente. Primul este cel clasic, pachetul financiar, condiții de lucru, etc., tot ce aferent, în general, să spunem, condițiilor de lucru, care, bineînțeles, este atractiv și corespunzător pentru avocatul respectiv, de care noi avem nevoie și în același timp el are nevoie de un loc de muncă. Pe de altă parte, și mă refer din nou la anunțul de recrutare în discuție și la avocatul de litigii respectiv sau de arbitraj, oferim ceea ce este foarte important și pare să devină din ce în ce mai important pentru mulți avocați, accesul la niște proiecte excepționale. Există, sau nu știu, n-aveam eu percepția, în urmă cu 10 ani, părea că nu contează pentru avocați ce fac, dacă condițiile financiare și celelalte corelative celor financiare erau corespunzătoare. Acum văd această tendință, oamenii care vor să facă carieră și care vor să facă profesie sunt din ce în ce mai interesați de ce fac, adică la ce proiecte au acces. Și cel de-al treilea și care pentru mine este cel mai important, avocatul care este interesat și care la un moment dat devine membru al echipei de litigii ZRVP are șansa să aibă acces la această școală de litigii. Nu este niciun fel de exagerare, nu e o, știu, lipsă de modestie din partea mea. Experiența arată că din 2000 încoace, orice avocat, dar orice avocat, indiferent de nivelul de experiență, care a lucrat 2 ani la ZRVP, a avut ZRP, devenit ZRVP, a avut un viitor cert în profesie, de la parteneri în alte firme până la poziții înalte ca in-house lawyer, o carieră confirmată, un soi de endorsement care vine la începutul, la mijlocul sau la apogeul carierei și care are în spate faptul că noi asta am fost și în asta ne-am transformat și ne-am stabilizat într-o școală de litigii. Noi creștem avocați și formăm avocați cu această filozofie care ajung să devină niște profesioniști excepționali. Suntem acum 37 sau 38 la ceea ce se cheamă echipa de litigii și vreo 55 sau 56 în total în firmă. Dacă mandatul este unul simplu ca specializare, în sensul că implică o singură echipă, el e gestionat de o echipă de la consultanță sau de o echipă de la litigii care are acea specializare. Dacă mandatul este unul pluridisciplinar sau care presupune inputul avocaților de la mai multe echipe, atunci se creează pentru acel proiect o echipă care include avocați din toate
echipele care au specializarea respectivă. Se întâmplă deseori să existe o chestiune care implică nevoia unui avocat de consultanță care se ocupă de redactarea unui contract. Există un input punctual al unui avocat de la echipa de penal și, pe de altă parte, un input punctual al unui avocat de la echipa de litigii. Asta ar fi o variantă, să zicem, complexă sau complicată de mandat. Pe de altă parte, revenind la echipa de litigii, eu, Călin Zamfirescu și Stan Trenoveanu, suntem partenerii ăștia mai vechi, nu avem o echipă a noastră, a fiecăruia, cu care să lucrăm exclusiv sau permanent. Din niște rațiuni istorice care țin de modul în care s-a dezvoltat firma și dimensiunea la care am ajuns. În schimb, există un număr de vreo 10 echipe, cred, nu stau să le număr acum, e irelevant, coordonate de parteneri, de managing associates sau unele chiar de seniori, care au între 2 și 5 membri, care au o specializare și care lucrează în comun aproape toate mandatele lor. Spun aproape toate pentru că mai există proiecte atât de ample încât implică membrii din mai multe echipe care sunt nevoiți să conlucreze, dată fiind dimensiunea proiectului respectiv. Și ca să răspund la întrebarea respectivă, ori de câte ori există un mandat de care mă ocup eu personal, la momentul la care preluăm mandatul, aleg și decid echipa împreună cu care voi gestiona acel litigiu, arbitraj ce e el, și împreună cu echipa respectivă ne ocupăm de la început până la sfârșit de bucătăria lui. Dincolo de chestia asta, adică de lucratul propriu zis într-un proiect, ceea ce mai există în mod constant, ocupându-mi, știu eu, 2-3 ore pe zi, este o consultare pe probleme tehnice în legătură cu litigiile, deci nu vorbim aici de treburi administrative sau financiare, care se desfășoară în timp real cu oricine de la noi din echipă, ori de câte ori simt nevoia sau consideră că e nevoie să consulte cu mine pe o anumită problemă. Deci, pe de o parte, sunt proiectele în care lucrez efectiv și, pe de altă parte, există acest dialog necesar permanent în legătură cu anumite chestiuni punctuale, chiar dacă nu mă ocup propriu-zis de litigiul respectiv. Anul trecut și în urmă cu 2 ani au fost marcate de câteva dosare de arbitraj care au fost puternic mediatizate și care au devenit astfel, cum îmi place mie să glumesc, celebre sau mai celebre decât de obicei prin prisma atenției pe care au căpătat-o în general de la mass media și de la, chiar de la societate în general. E vorba de dosarul cu Chevron, cu contractul de concesiune al Agenției pentru Resurse Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale. E vorba de arbitrajul pe care l-am câștigat pentru statul român contra investitorilor de la Alpic. Acest an, la jumătate, suntem exact la jumătatea anului, marchează cumva surprinzător sau parțial surprinzător pentru mine o creștere spectaculoasă a numărului de arbitraje pe care le gestionăm. Spun surprinzător pentru că în ultimii ani, senzația mea, și sunt și anumite cifre statistice, a fost aceea că, referindu-ne la arbitrajul internațional, nu arbitrajul domestic, există o oarecare scădere sau un recul, să spunem, a numărului total de mandate, de dosare, care ar, în mod firesc, ar avea și un ecou în ceea ce privește numărul de mandate gestionate de firmele locale de avocatură din România. Surpriza anului 2019 este că a venit așa, în al doilea trimestru, ca o plăcută surpriză, o avalanșă de mandate în arbitraj internațional, ceea ce face ca la acest moment să avem 12 sau 13 arbitraje internaționale în derulare, care este, cred că, un record pe care l-am mai atins undeva acum 2-3 ani și, din nou, cumva neașteptat. N-aș fi crezut la începutul anului că putem să avem în derulare un așa mare număr de dosare la acest moment. În primul rând, trebuie punctat sau subliniat cât de importantă este această pregătire profesională sau formare profesională continuă. Ar putea fi taxată de cineva din exterior ca fiind limbaj de lemn sau o
chestie de asta goală, lipsă de conținut. În realitate, nu cred că există vreo materie, vreun domeniu sau vreun avocat care, dacă nu păstrează această preocupare a formării profesionale continue, să poată să fie performant în orice domeniu. Fie că vorbim de drept penal, fie că vorbim, nu știu, de achiziții publice sau de litigii civile clasice sau între profesioniști. Practic, cheia succesului în avocatură rămâne acest apetit pentru cunoaștere, pentru înțelegere, dezvoltare și învățare permanentă și continuă. Ăsta este un lucru și aici, dacă am alege diverse exemple concrete, am putea explica ce înseamnă efortul permanent de, practic, păstrare la același nivel care o fi el al unui anume avocat. Pe de altă parte, pregătirea profesională sau formarea profesională reprezintă, în funcție de tipul de avocatură practicată, de tipul de mandate gestionate de un anumit avocat, un efort prealabil devenirii sau confirmării profesionale a avocatului respectiv. Facultatea de drept, examenele de intrare în profesie de definitivat sunt niște borne obligatorii, dar nu suficiente, pentru acumularea unui bagaj de cunoștințe teoretice care permit fiecărui tânăr sau tânără să devină avocat. Pe de altă parte, experiența arată că cel mai ușor este ca un tânăr avocat sau chiar un avocat cu oarecare experiență să se formeze într-un cadru oferit în general de o firmă, pe scurt, să învețe furând meserie de la cineva sau să învețe când are de la cine să învețe. A nu se înțelege că nu există posibilitatea formării unor avocați excepționali ca autodidacți. De asemenea, piața oferă numeroase exemple, de la cele mai vechi, perioada interbelică sau perioada comunistă, și până în zilele noastre. Și acum, ce înseamnă sau cât înseamnă ca efort formarea profesională, astfel încât X să spună, de astăzi eu sunt un avocat specializat în domeniul respectiv, depinde de domeniu, depinde de viteza și energia și disponibilitatea pe care o are avocatul respectiv și depinde și de mediu, cât de ușor e să acumuleze informație dintr-o echipă sau cât de dificil e accesul la informații și așa mai departe. Ca să ofer exemplul arbitrajului internațional, că tot am vorbit și de fiecare dată la atingem când e vorba de formare profesională. În România, în cadrul facultății, nu se studiază obligatoriu în niciun fel arbitrajul internațional. Există un curs opțional pe care un număr de studenți îl aleg. Pe de altă parte, niciun din examenele astea obligatorii, spuneam, intrarea în profesie de definitivat, nu cuprind arbitrajul internațional. Învățarea sau aprofundarea dispozițiilor legale în legătură cu arbitrajul nu oferă nici pe departe o înțelegere a modului în care funcționează instituțiile și arbitrajul internațional. Și atunci, modul în care un tânăr poate să devină calificat pentru a face parte dintr-o echipă care gestionează mandate de arbitraj internațional presupune, și aici enumerarea este una cu și sau, o echipă care să gestioneze asemenea mandate și care îți oferă șansa să învețe, deci învață în practică din viața reală, fără niciun fel de discuție, nimeni nu este calificat datorită cunoștințelor teoretice pe care le are să gestioneze un asemenea mandat, trebuie să facă parte dintr-o echipă și la un moment dat este capabil să o facă de unul singur. Pe de altă parte, există din ce în ce mai multe și în România și în străinătate masteratele de arbitraj internațional, școli de arbitraj care oferă o bună pregătire teoretică în această materie, dar care nu sunt suficiente ele însele singure ca absolventul lor să devină un practician. Și cred că arbitrajul este un bun exemplu de materie în care formarea profesională care să permită acelui X, eroul exemplului meu,
să spună sunt specializat în această materie și pot face parte dintr-o echipă care gestionează un dosar de arbitraj internațional, nu poate fi mai scurtă această perioadă de 2-3 ani de practică dublată de studii teoretice, că este un masterat, că este o școală de vară, că sunt altele, că este studiu online, acces la conferințe, plus acces la o echipă care să-i permită să digere toate aceste informații și după o asemenea perioadă cred că putem accepta că tânărul respectiv are cunoștințele practice suficiente încât să lucreze într-un asemenea mandat. Pe de altă parte, asta este un exemplu complicat ca efort pentru specializare, nimic nu împiedică ca un tânăr de 24-25 de ani care are cunoștințe teoretice excepționale să gestioneze de unul singur litigii simple, cum ar fi, știu eu, un partaj sau un litigiu de familie. Sigur, experiența de viață și experiența pe care ți-o dau anii petrecuți în sala de judecată reprezintă alte aturi, dar vorbim despre altceva, despre minimul necesar ca un avocat să gestioneze un anume tip de mandat. Aici aș puncta două perspective asupra aceleiași realități, după care răspunsul propriu la întrebare. În primul rând, publicitatea, marketingul, sau îl numim cum vrem, sofisticat sau mai puțin sofisticat, este o nevoie reală a acestei piețe și dacă o privim din perspectiva cererii și dacă o privim din perspectiva ofertei. Prin prisma sau în exercitarea zi de zi a profesiei, am avut dintotdeauna și am acces la cei mai sofisticați clienți, cei care solicită serviciile juridice, că vorbim de firme internaționale de avocatură sau de corporații internaționale prezente în România, și la polul opus de cea mai, să zicem, simplă viziune sau perspectivă în legătură cu avocatura. Persoane fizice care sunt implicate cu sau fără voia lor în diverse litigii sofisticate, antreprenori, persoane fizice autorizate care au probleme fiscale sau anumite probleme legale în legătură cu afacerea lor și așa mai departe. În afara celor foarte sofisticați, și foarte sofisticați înseamnă fie o firmă de avocatură internațională care știe ce să caute când are nevoie de servicii juridice, fie marile corporații internaționale prezente în România, care au departamente juridice interne puternice, care sunt de cele mai multe ori conduse de foști avocați care, prin prisma propriei experiențe, știu exact ce trebuie să caute și unde să caute. Realitatea este că consumatorul în general de servicii juridice, dacă ne uităm la România în general, și în general înseamnă toată lumea, înseamnă acele milioane de nevoi de servicii juridice, nu înțelege, nu cunoaște, este mai degrabă necunoscător sau foarte necunoscător decât avizat în ceea ce înseamnă opțiunile pe care le are sau nevoia de servicii juridice în general, și al doilea pas, ok, am nevoie de un avocat, cum îl caut și de cine anume am nevoie pentru problema mea concretă. Din această perspectivă, cât timp piața așa arată și asta este realitatea, e evident că e nevoie de publicitate, e nevoie de un dialog, e nevoie de un cadru transparent, ba chiar abundent, aș adăuga eu, astfel încât oamenii, pe măsură ce trece timpul, să aibă acces din ce în ce mai mult la informație și să fie din ce în ce mai avizați atunci când se lovesc de o problemă oarecare legală care impune nevoia de a recurge la un avocat. Pe de altă parte, din perspectiva avocaților de această dată, iarăși este nevoie de publicitate, pentru că publicitatea este mijlocul singurul, sau acest dialog în anumite limite și după niște reguli, este mijlocul prin care un avocat individual sau o firmă de avocatură sau avocații în general pot face cunoscut ceea ce știu să facă, ceea ce știu să ofere și fac să se întâlnească acea, pentru satisfacerea acelei nevoi, cererea cu oferta. Deci, fără niciun dubiu, din punctul meu de vedere, este nevoie ca această publicitate profesională, în ceea ce privește avocații, să fie încurajată și să continue chiar mai intens decât există astăzi sau decât a existat în trecut, pentru considerentele pe care le-am explicat.
Ce ar trebui să se întâmple în viitor? Mi-e greu să spun, în această eră a digitalizării pare că totul migrează în online, pare că totul se rezumă la o comunicare deșteaptă și sofisticată, fie prin Facebook sau alte site-uri similare sau în general totul online și totul digitalizat, dar asta nu cred că e o preocupare pentru profesia, asta este o preocupare pentru acele industrii colaterale care cu asta trebuie să se ocupe, să ofere platforma prin intermediul care se facă comunicarea. Pe mine ce mă interesa și ce mă interesează este conținutul acestei publicități. Și ceea ce mi-aș dori să se întâmple, mi-aș dori ca pe măsură ce eforturile cantitative, calitative, inclusiv partea financiară a acestor eforturi, eforturile avocaților vor deveni din ce în ce mai substanțiale la acest capitol, aș vrea să văd și o creștere a calității conținutului sau a conținutului mesajului pe care firmele de avocatură îl transmit când își petrec timp prezentându-și serviciile. La acest moment, cred că este pe alocuri dezolant, nu vreau să folosesc cuvinte prea dure, modul aproape uniform în anumite materii, în anumite domenii în care firmele de avocatură comunică. Toată lumea știe să facă aproape de toate și pe anumite domenii, nu are sens să alegem acum, dacă stai și compari 10 sau 15 site-uri de firme de avocatură și anumite articole sau interviuri în domeniul respectiv, găsești cu greu 2-3 idei care se diferențiază. Dincolo de această cunoaștem, știm ce avem de făcut, dacă apare o problemă, o putem rezolva. Nu cred că acest tip de comunicare, 1, este apt să diferențieze avocații între ei, pe de-o parte, și 2, este apt să atingă acel scop care este cel mai important lucru pentru mine la capitol, creșterea nivelului de cunoștințe în general al publicului căruia ni se adresăm în legătură cu problemele juridice, problemele legale și un al doilea pas cu diferențierea avocaților între ei în funcție de specializările, de ceea ce fiecare știe cu adevărat să facă. Din acest punct de vedere, eu am dezvoltat o obsesie în a nu comunica sub nicio formă nimic decât în cazurile în care avem ce să comunicăm la modul substanță, care dacă ajunge la cel interesat îi poate oferi anumite răspunsuri și în același timp o suprapunere corectă între acel tip de problemă și specializarea noastră. Mă tem că nu știu ce anume ar trebui făcut la nivel de piață sau la nivel general pentru atingerea acestui deziderat, dar sper că pe măsură ce comunicarea profesională în orice formă va crește ca volum, vom asista și la o creștere a conținutului calitativ real al acesteia, care va atinge sau va fi un pas înainte și pentru dezideratul pe care l-am expus mai devreme. Sigur că recunoașterea valorii profesionale, premiile repetate, rankingurile anuale care ne confirmă acest statut de lider de piață, această surpriză extraordinară pentru noi, premiul de lawyer pentru cea mai bună echipă de dispute resolution din Europa în anul 2019, sunt niște confirmări binevenite ale muncii noastre și ale rezultatelor muncii noastre. Acum, partea mai delicată sau mai complicată este să încercăm să decriptăm ce înseamnă sau ce ne rezervă viitorul sau ce trebuie să facem noi pentru ca viitorul să fie unul corespunzător, sigur referindu-ne la viitorul profesional. Eu am o metaforă favorită pe care am tot spus-o în diverse contexte, întâlnindu-mă cu colegi avocați din străinătate, când e vorba de arbitraj și de piața arbitrajului. Dacă avocatura ar fi meseria de pescar, un avocat român are acces la un lac mărișor de apă dulce și în care se găsesc pești de toate felurile bine hrăniți pentru un pescar iscusit. Dacă ne uităm la harta Europei sau a lumii, marile firme internaționale sau firmele regionale pescuiesc în oceane, în mări, au și permis și posibilitatea să vină pescuiască în apele dulci și în râurile naționale și cam asta înseamnă ca poziționare, însemnând accesul la piață în ceea ce privește arbitrajul internațional,
o firmă internațională versus o firmă locală autohtonă. Partea bună este că rezultatele noastre, și nu numai că nu suntem singuri, nu suntem ipocriți să spunem că am descoperit noi vreun secret pe care doar noi îl știm, arată că nimic nu împiedică ca o firmă românească de avocatură să fie la cel mai înalt nivel internațional, comparându-se cu giganții firmei internaționale de avocatură în orice proiect și în orice domeniu. De aici, sau ăsta este un lucru, sigur că niciodată o firmă românească nu va deveni un soi de jucător semnificativ la nivel mondial, pentru că nu are cum să devină. Alea sunt celelalte firme care au prezența respectivă pe fiecare continent, în fiecare țară și așa mai departe. În ceea ce privește arbitrajul și marile proiecte internaționale de dispute resolution, alea care se desfășoară în același timp în 10 jurisdicții pe 3 continente și așa mai departe, o firmă românească nu poate să facă nimic altceva decât să fie prezentă, să fie eligibilă pentru a fi unul dintre pionii care fac parte dintr-un asemenea proiect. În ceea ce privește litigiile din România, ele au fost și vor fi un monopol al avocaților români și, tot experiența arată, al firmelor românești de avocatură, care rămân cele mai semnificative ca practică în ceea ce privește litigiile. Răspunzând la întrebare, ceea ce trebuie să facem noi, ZRVP, și ceea ce trebuie să facă și celelalte firme de avocatură care sunt într-o poziție similară și ceea ce trebuie să facă piața românească a avocaturii sau România ca jurisdicție în general, vorbim de marile proiecte internaționale, că sunt arbitraje, că sunt finanțări, că e vorba de atractivitatea pentru investiții străine, este, deci ceea ce trebuie să facem este să ne păstrăm această vizibilitate și să implementăm toate acele inițiative care pot duce la o poziționare mai bună, la un rol privilegiat al României în general sau al firmelor românești de avocatură pe harta acestor tranzacții sau proiecte juridice, referindu-mă din nou la litigii sau la arbitraj. Și ca să răspund sintetic la întrebare, asta este ceea ce facem noi, asta este prioritatea mea. Eu lupt și efortul pe care îl fac este ca proiectele, tipul de proiecte care merge mână-mână cu tipul de clientelă la care are acces această firmă și avocații noștri lucrând zi de zi în ele, să fie din cele premium pe care știm și putem să le facem și care sunt cel mai spectaculos tip de mandat care poate fi gestionat de o firmă ca noastră.